La Vlăduț în bucătărie, astăzi despre viscol. A ales să fac un piept de rață. Da. Viscolit. Piept de rață viscolit, pentru că am spus este un sos excelent, un sos care este și puțin iute, are câte puțin așa din fiecare, are și un pic de ceapă, are și maioneză, și un pic de hrean, are și un pic de iaurt, de asta am spus viscolit, pentru că se potrivește foarte bine cu pieptul de rață. Și am să încep prin a prepara cu siguranță pieptul de rață, am să-l condimentez doar cu sare, îl crestez, asta v-am mai învățat în alte emisiuni, trebuie crestat cu un cuțit foarte, foarte bine ascuțit și aș dori să repet faptul că trebuie crestată doar pielea și deci crestătura să nu fie în profunzime, pentru că se deformează momentul când îl puneți la cuptor. Așadar, îl condimentez doar cu sare, îl frig pe o parte și pe cealaltă timp de un minut sau două, apoi îl dau la cuptor 15 minute și este gata, pentru că acesta trebuie să iasă roze. Începem cu partea cu grăsimea, cu pielea. Exact. Ca să lase un pic de... Absolut, absolut. Iar atunci când îl dăm la cuptor, trebuie să-l dăm cu pielea în sus, astfel încât grăsimea care mai rămâne sub piele să se impregneze în carne și să o frăgezească. Și bineînțeles și se prinde să-i o crustă, să-i dea gust, iar pielea trebuie să devină crocantă. Bun. Obligatoriu. Ce mai punem? Sosul este cât se poate de ușor. Aveți nevoie de trei ingrediente de bază pentru sos, și anume, în cantități egale, maioneză, iaurt grecesc și hrean. Toate cele trei ingrediente se amestecă foarte bine, obțineți o pastă omogenă de culoare albă, iar apoi adăugați un pic de ceapă roșie și ceva verde, de exemplu un pic de pătrunjel s-ar potrivi, sau coriandru, sau puțin mărar, asta depinde de gustul fiecăruia. Deci este ceva foarte, foarte simplu și se servește cu crostinii, adică pâine prăjită cu puțin usturoi și ulei de măslin.